Pacienții au nevoie de sânge la fiecare 3 minute. La noi, Republica Moldova, anul 2019, au avut nevoie de sânge mai mult de 20.000 de pacienți. Eu, când am devenit donator emerit, atunci avem 82 de donații. 82 de donații. La moment de față am mai mult de 200 de donații. Avem în Republica Moldova mai mult de 2000 de donatori emeriți, care ca să devii donator emerit nu e așa de ușor. Trebuie de 5 ori pe lună, 2 pe an, să donezi sânge și plus mai donezi și plasmă la fiecare 2-3 săptămâni.